Salutare, prieteni! Rămâneți pe această filmare până la sfârșit. O să vă povestesc despre aditivii ăștia numiți Engine Flush, care se pun în ulei înainte de a efectua schimbul pentru a crește detergența uleiului și pentru a curăța mai bine sistemul de ungere. Vă voi spune despre ce e bine să schimb și bușonul de ulei și garniturile de la acest bușon. De asemenea, și ce ulei folosesc eu pentru Duster, pentru motorizarea 1.5 DCI. O să revin cu niște detalii interesante, așa că merită să stai până la sfârșit. Nu uita să dai și un like și un subscribe dacă nu ești deja abonat. Un like dacă ți-a plăcut videoul și să trecem la treabă să vă povestesc despre ce fac eu aici. Vreau să vă plictisesc, așa că o să vă spun cât mai rapid despre ce e vorba și ce vreau să vă transmit. Este interesant ce o să vă spun și merită să rămâneți până la sfârșit, mai ales cei care aveți dubii dacă să folosiți acest gen de produse sau nu. Eu vă arăt produsul ăsta pe care îl folosesc, fabricat în Germania. Este un preț mediu pentru el, nu e nici foarte scump, nici dintre cele mai ieftine. Un produs care a dat rezultate și cel mai ușor de văzut ce face este în momentul în care ai un diesel, îl folosești, faci schimbul de ulei corect, lasă să se scurgă tot uleiul vechi, pui ulei proaspăt, dai cheie și o să vezi că uleiul nou nu se înnegrește imediat. Culoarea aceea mai deschisă se menține timp mai mult, deci nu mai este contaminarea aceea care există în motor și rămâne acolo și care, punând un ulei nou, cu aditiv noi, cu detergență mai puternică, o pune în mișcare și contaminează rapid uleiul. Este bine să folosim soluția asta pentru că uleiul va fi contaminat mai greu, nu va fi contaminat din prima, își va păstra proprietățile mai mult timp. Și toți aditivii ăia contra acizilor care se formează de neutralizare și tot ce mai se pune acolo, cu cât e uleiul mai bun, cu atât va avea efectele alea mai bune și mai mult timp. Pentru că nu va lupta cu soluția, cu mizeria aia rămasă din prima. Și va fi mai puțin consumat orice aditiv care este adăugat în uleiul folosit. Bun, ca să nu vă plictisesc, ce trebuie făcut? La toate produsele de genul ăsta se toarnă produsul în momentul când ești la service, când ai ajuns pe rampă, când ești în locul unde o să faci schimbul de ulei. Deci nu-l pui de acasă dinainte, pleci cu mașina și zici, bă, mă duc să fac schimbul de ulei și îl scurge acolo. Este important să funcționeze motorul la relanti. Mulți se sperie că aceste soluții dăunează și la un moment dat o să se uzeze motorul mai mult în momentul în care folosești soluțiile astea. O soluție bună are niște aditivi special, pe lângă ăștia care cresc detergența și curăță sistemul de ungere, are niște aditive antifricțiune care îți vor garanta că în momentele alea, în minutele alea în care folosești motorul cu uleiul vechi și soluția asta, nu sunt probleme. Deci nu trebuie să vă faceți griji că lucrurile astea sunt luate în calcul. Nu e așa o simplă soluție, că așa poți să pui, nu știu, benzină în ulei și să curețe, nu? Asigurați-vă, mai ales la mașini pe care nu le cunoaște sau la care n-ați mai făcut schimbul de ulei, că puteți demonta filtrul, că puteți demonta bușonul. Nu vă aruncați, spre exemplu, la o mașină nouă să puneți asta la primul schimb de ulei și să constatați că nu puteți să dați jos uleiul din baie. Pentru că dacă se întâmplă chestia asta și ați pus soluția asta, e nasol dacă trebuie să te duci cu ea, eu știu, la alt atelier care are dotări mai multe să poată să-ți extragă bușonul ăla defect. Pentru că va trebui să rulezi cu mașina cu soluția asta în motor. La fel este o problemă dacă se trage uleiul, cum fac mulți schimbul, pe sus, prin jojă, cu acele dispozitive speciale care trag uleiul, fără să-l scurgi. La fel, nu-i recomandat să folosești aditivul ăsta, pentru că nu, prin acea metodă, în general, nu reușești să golești complet și să scurgi complet
uleiul. Punem, o să vedeți în filmare, se pune soluția asta în motor. E bine ca motorul să nu fie extrem de încins când torni soluția asta, care poate este un pic volatilă. Mă rog, deci aveți grijă cum o puneți, nici să nu fie foarte rece motorul. Porniți-l, lăsați-l un pic să se încălzească, ulterior puneți soluția și lăsați să meargă 10-15 minute sau în funcție de produs, respectați ce scrie în instrucțiuni. Scurgeți uleiul bine, schimbați filtrul, chipați înapoi cu bușon, cu garnitură, cu tot ce trebuie, adăugați uleiul proaspăt. Asta e tot ceea ce trebuie să faceți. Referitor la ulei, ca o discuție auxiliară, Renault RN17 pentru motoarele Renault care necesită norma asta, pe date, este cel mai bun ulei din ce am studiat, din uleiurile disponibile la noi pe piață, pe fișe tehnice. Mi-a plăcut uleiul ăsta și am revenit la el după o dezamăgire cu un alt ulei pe care l-am folosit prima oară. Am mai zis, încă nu vreau să intru în amănunte, pentru că n-am toate datele, dar o să revin cu un alt filmuleț despre treaba asta dacă se confirmă. Dar dacă vreți să căutați, uitați-vă, scoteți-vă fișe tehnice pe alte uleiuri care au norm, care spun că respectă norma asta RN17 și o să vedeți că cam dreptate. Sunt mulți care au mai testat, mulți, sunt unii care au testat uleiuri Motul și au spus că le-au trimis și la laborator și că nu sunt exact ce trebuie, că s-au obținut rezultate mai bune cu alte uleiuri, dar nu au testat Motul RN17, au testat probabil 8100XS, Motul care este foarte comun și îl folosesc mulți și consideră că e un ulei universal și vor performanțe cheltuind bani puțin. Uleiul care este performant și oferă într-adevăr un mix de aditiv special și tot felul de bunătăți acolo în soluție, este un ulei mai scump, că toți aditivii ăștia cost. Uleiul ăsta RN17 este în continuare sau cel puțin în acest moment fabricat în Franța. Și dacă mai aveți și alte întrebări, vă stau la dispoziție în comentarii să vă răspund la ce mă pricep. În continuare, haideți să vedem cum am făcut schimb. Prima operațiune, o să turnăm engine flash-ul ăsta în motor, motor oprit. Are aici un sigiliu. Scoatem jojă, bușonul care în cazul acestui motor este și jojă. Și turnăm aditivul care tratează până la 6 litri de ulei. În cazul de față avem 5 un pic, deci este suficient, chiar o să fiu un pic mai concentrat. Lăsăm un pic să se scurgă. Uite ce curat este bușonul aici, eu folosesc de mult pentru acest motor la schimburi acest engine flash, nici uleiul nu stă prea mult în acest motor și se poate observa că nu sunt depuneri nici măcar pe acest bușon. Oricum aici e mai greu să apară depuneri, pentru că este un bușon care are o țeavă care se duce, fiind și jojă în același timp, are o țeavă care se duce direct în baie. Depunerile, în principiu, le puteți vedea și le puteți verifica și ne spun mai multe despre starea motorului la bușoanele care sunt puse sus pe capacul de la culbutor, la motoarele care au capacele și bușonul sus pe chiulasă. S-a scurs, punem la loc bușonul și o să pornim motorul și să-l lăsăm să
funcționeze 10-15 minute. Funcționarea va fi la relantii. Hai că dacă vă luați după mine o să dați o grămadă de bani la schimbul de ulei. Uite, am aici și un bușon nou. Eu obișnuiesc să schimb bușoanele astea din când în când pentru că am observat că e mult mai sigur așa. Mai ales că eu schimb uleiul destul de des. În timp, chiar dacă strângi corect filetele astea, se întâmplă să se deterioreze, să se alungească. Și uneori, din cauza acestor bușoane, fără să-ți dai seama, poți să strici chiar și filetul de la baia de ulei, mai ales la băile de ulei din tablă. Și atunci prefer, pentru că nu este foarte scump, la 4-5 schimburi să pun și un bușon din ăsta nou și evident de fiecare dată schimb garnitura care asigură etanșarea între bușon și baie. La fel sunt niște sume mici, de câțiva lei, și nu merită riscurile. Asta e încă o treabă interesantă care se întâmplă. Ce vedeți voi acum, firicelul acesta de ulei care curge, este un ulei care mai era încă în motor și care începe să curgă în momentul în care scoateți filtrul de ulei. Nu este ulei din filtru, este un ulei care se descarcă din motor în momentul în care filtrul de ulei nu mai este etanș și permite această descărcare. Este important să faceți lucrul acesta și să scurgeți și acest ulei pentru a nu contamina uleiul nou. Dacă se pune bușonul de la baie și după aceea se scoate filtrul de ulei, acest ulei rămâne în baie. Hai să vă arăt ceva ce mecanicii poate fac doar pentru mașinile lor și nu știu dacă se face în service așa ceva. Aici este soclul, să-i spun, în care se înșurubează filtrul de ulei. În partea asta de jos, deci partea asta de aici, întotdeauna rămâne ceva ulei. Nu se scurge complet. Și ăsta ar trebui scos aici, băgat un șervețel, o lavetă de hârtie să tragă uleiul ăla vechi și ulterior să bagi un pic de spray sau să dai cu un pe lavetă cu niște spray de frână sau ceva să cureți foarte bine aici și bineînțeles cum vă spuneam să lași să se scurgă din baie, să nu pui bușonul înainte de a scoate și filtrul de ulei pentru că se descarcă în continuare ulei ars care altfel rămâne în motor. Deci dacă vreți să faceți lucrurile să fie foarte bine, curățați și această zonă, e valabil și pentru carcasele de la elementele filtrante care se schimbă separat. Deci acolo unde aveți un capac și schimbați doar elementul filtrant de hârtie, curățați cu un spray, acolo e și mai simplu, iei carcasa aia afară, o pui într-o tavă și o curezi cu un spray de frâne și schimbi și garniturile. Am vorbit și într-un short despre treaba asta și o să dezvolt acum puțin. În trecut eu preferam filtrele male și consideram că sunt de calitate superioară, îmi plăceau cum sunt construite, dar a început să apară marcajul ăsta cu Made in China și am descoperit că există aceleași coduri care sunt produse și în Austria și în China, dar la noi pe piață vin preponderent cele Made in China. Lucrul ăsta mi-a dat de gândit. Și nu știu ce încredere să mai am, iar ținând cont de faptul că sunt cam cele mai scumpe de pe piață, prefer să cumpăr varianta de origine, care cel puțin teoretic este făcută în Franța, cum scrie pe ambalaj, de către Purflux, că avem și sigla aici, scrie și pe filtrul Made in France, deci nu cred că este totuși niciun dubiu. Și tot despre calitate, prefer uleiul de la
Motul. Aici e o întreagă discuție, sunt tot felul de polemici, fiecare cum și-a creat imaginea, fiecare cum a avut și a citit și a văzut, dar pe cifre, uleiul ăsta de la Motul, atenție, varianta asta RN17, deci varianta care respectă standardul RN17, Motul specific, este mai bună din punct de vedere al fișelor tehnice, inclusiv față de uleiul de la Castrol, care vine ca ulei de origine pentru aceste mașini care cer noul standard RN17. Acum urmează să iau un pic de ulei din bidon, să pun pe această garnitură, să strâng filtrul cu mâna ca să nu se mai blocheze și ulterior să torn ulei în motor, să verific din aproape în aproape să nu depășesc nivelul maxim și să dau OK ca să verific dacă există scurgeri cumva pe undeva. Să pun și uleiul de care vă spuneam, că la noi când filmezi ceva trebuie să și dovedești, să pui uleiul, să arăți exact cum îl torn, că altfel sunt unii în stare să zică că nici n-am desfăcut bidonul, că doar mă laud, dar eu am pus altceva. Apropo, la DCI-ul ăsta la care există varianta asta de jojă cu bușon, trebuie să turnați mai încet, că e mic tubul prin care se scurge uleiul și mai ales acum când e un pic mai frig și e mai viscos, vă dă pe din afară. Deci, când turnați, aveți puțină grijă, nu vă grăbiți, că pierdeți bunătate de ulei și murdăriți motorul pe care îl poate l-ați ținut curat și ați avut grijă de el. Pun vreo 4,5 litri, după care dau o cheie, las un minut să meargă, opresc, las să se scurgă uleiul în baie și fac măsurătoarea de nivel. Ulterior revin cu completare din aproape în aproape până ajung aproape de maxim pe jojă. Este foarte important să nu depășim această valoare de maxim sau, dacă am depășit, să facem în așa fel încât să revenim la nivelul normal, să nu mergem cu mașina așa. Hai să facem și o pornire cu noul ulei, să vedem cum se aude.